Desigur, iată încă cinci proverbe românești și învățămintele lor. Adevărul ține în trei zile. Acest proverb subliniază ideea că adevărul iese la iveală în cele din urmă. Indiferent cât de mult încercăm să ascundem sau să amânăm adevărul, acesta va ieși la suprafață în cele din urmă. Învață-ne să fim sinceri și onești în relațiile noastre, de la o floare nu se face primăvară, acest proverb ne amintește că un eveniment sau o schimbare mică nu poate schimba în mod semnificativ o situație mai amplă. Învață-ne să apreciem procesul și să înțelegem că unele transformări necesită timp și efort susținut pe gânduri și pe cuvinte lumea se învârte. Acest proverb subliniază puterea cuvintelor și a intențiilor noastre. Ceea ce gândim și spunem poate avea un impact semnificativ asupra felului în care vedem și interacționăm cu lumea. Învățăm să fim conștienți de puterea cuvintelor noastre, minciuna are picioare scurte. Acest proverb sugerează că, în cele din urmă, minciuna va fi descoperită. Învățăm să apreciem onestitatea și să conștientizăm că construirea relațiilor pe baza adevărului este mai valoroasă pe termen lung, foaie verde și un cățel la poartă. Acest proverb subliniază simplitatea și modestia ca valori. Învățăm să apreciem lucrurile mici și să nu subestimăm bucuriile simple ale vieții.